Hei, fraților, sunt într-o comună unde avem și monitorizare video exact, exact ce seamănă izbitor acel releu și comunicație cu backup, cu acumulator rotativa, deja ne și filmează rotativa, că am venit pe o proprietate care ar fi privată, dar un stăvilar făcut aici cu autorizație, cu tot, deci are autorizație. Nu, are de prag, este o diferență. Deci, aici s-a făcut, ia uitați, exact ca la o hidrocentrală, stăvilarul ăsta. El ce are autorizație până în 2027, atenție. Șmecheria care este? O are de prag, atenție, nu acest stăvilar. Deci, nu acest stăvilar. E totul autorizat, cu lemn, că așa se face aici. Deci, aici peștele e în regulă. Uite, cu scânduri. Da? Deci la prag, atât. Când te-ai dus cu astea, parcă vreau să te întreb pe tinele apele române, AMPA. Cum rămâne cu peștele acolo? Sare? Cum face? Deci, nenea Vătafu, ăsta nenea primarul, care e automat. Nu există în comună nimic, niciun fel de utilitate publică. S-a montat o cameră. Ce îl interesează pe el? Îl interesează peștele. Ia să vedem noi. E apă, am văzut trei pești. Aici poți să vii vara și să faci baie. Faci baie aici. Bun. Aici s-a spart pentru la izlaz. Și ar fi izlazul. Pe aici s-a spart. S-a distrus tot aici. Deci s-a modificat albia de rău, apele române. Mă, sunteți derbedei, ce se întâmplă? Uite, s-a uscat, au început pomisul pentru că s-a spart. Ia să facem altceva. Ideea e că în România, unii dintre primari sunt rupți în fund și devin bogați din banul public, se folosesc utilajele. Oamenii mi-au spus și că și-a făcut această pescărie cu utilajele primăriei. Acum, nu știu dacă e așa. Pescăria a existat după timpul lui Ceaușescu, dar nu așa. Există buldoescavatorul care este folosit de un cetățean, se află la el acasă. Atenție, să mă duc să filmez. De un cetățean care nu este angajat al primăriei, nu este calificat, nu are nicio treabă și la el acasă. O să anunși autorității cine? Tot poliția de la Gălăteni. De aici este și aproape, ăștia suflă în goarnă. Poliția de la Olteni. Adică e aia care a făcut cheltuieli de miliarde și nu știe, nu este împrejmuit. Deci nu se vede că ar fi împrejmuit. Da? Are o motopompă și un motor aici. Și o cameră rotativă aici. Oamenii spun că aceste camere, da, sunt la fel ca cele de la primărie. Balta rămâne baltă. Deci de aici, apă, omul are voie, AMPA. Are voie să facă de toate, nu este împrejmuit, absolut nimic. Nu se vede că ar fi o proprietate privată. Nefiind împrejmuit, nu putem să zicem, dar să faci acest stăvilar, repet, mai vin încă o dată să vi-l arăt. Un stăvilar, mie îmi creează suspiciune. Într-adevăr, omul are o autorizație până în 2027, dar m-am uitat atent. Și oamenii au zis, domnule, are autorizație, cum e posibil? Păi are autorizație, dar o are, ia uite, nu de suprafață, o are de jos, de talpă. Adică lemnele astea nu are cum apele române. Bă, voi ce sunteți, bă? Sunteți derbedei, ce sunteți? Voi nu vedeți? Adică dacă ar fi fost pește sau un rac din ăla care e mai așa, mai special, cum făcea? Sărea lemnele lui ăsta. Dar poate să fie inundație, să se ducă în pădure. Ia uitați-vă, nu este de... Haideți să dau pe... mai pe înțeles.
Omul are autorizație doar până la pragul ăla de acolo, da? Că scrie de prag, da? Nu și construcție și toate astea. El și-a pus o cameră. Are o cameră acolo. De ce? Îl interesează pentru că aici au fost reclamații, iar AMPA, Apele Române, Garda de Mediu, ei, primăria, UAT-ul, sunt în încârdășie cumva. Adică, oamenii îmi spun, că dacă se aprinde iluminatul public în comună, se aprinde și la el perimetralul. Oamenii îmi spun că sunt aceleași lămpi, le-am văzut și eu, lămpile din comună, seamănă izbitor cu lămpile acestea. Oamenii îmi spun că omul este un fel de Dumnezeu aici. Gardul e cam atât, da? Cu cât ești mai înalt, ești mai puternic. Cu cât ești mai mărunt, ești mai deștept. Ce se face la noi în România? Păi vă dați seama, îmi spun oamenii că bă, nu se poate, mă, nu se poate. Am reclamat peste tot și omul acesta ne sfidează. Adică a ajuns din om bogat, nu, din om sărac în om bogat. Și toți sunt săraci în declarații de avere, dar și când te duci la Baltăcină, la primarul. Piet! Ia uitați unde a fost, totul legal. Nu este împrejmuit, da? Nu știm ce societate, nu știm dacă are dosar de evaluare, nu știm dacă are primare. Nu știu, o fi al fitu. Oamenii așa spun. Am venit la împărăția bogatului. Cai. Evidența populației. Uite aici este 2022, finalizarea. Bună ziua! Pe la primar pun, să intră pe partea alta. Aici. Aici este casa lui. El deja face ce vrea. A băgat gaze. A făcut nimic. A făcut totul pentru el. Asigur nu-l găsim pe aici. Dar uitați cum e cetățeanul. Cum află informații de interes. Sănătate! Bă, domnul primar, cum îl găsesc? Nu e aici. E plecat la ședință. Domnul vice? Domnul vice... Noi. Nu este. Dar de la urbanism, cineva găsesc? La urbanism? Mhm. Disciplina, construcție, urbanismul. Primar Marius Nicolae Bocăncilă. Domnul Bocăncilă nu este. Nu este. Deci, la urbanism mă interesează. Când, n-aveți gaze aici, a? Nu. Acum să bagă acum. Acum. Am văzut acum. Da. Dar canalizare aveți? Păi acum o să facem cu totul. Gaze, canalizare, asta e pe PNL, mata ce lucrezi? PNL, ești administrator. Geană. Ești administratorul comunei. Da, da. Păi fii atent, uite, dacă tot ești administrator, e clar, înseamnă că mă știi. Da. Avem o baltă aici. Toată lumea spune că este balta băiatului primarului. Bănuiesc că așa este trecută pe aici, că prin declarația de avere a primarului nu l-am văzut. Balta aia, când se aprinde luminatul public, ci când se aprinde și la baltă pe acolo, știți ceva? Voi? Nu este adevărat. Am înțeles, da. Iluminatul la public, lămpile alea, seamănă izbitor cu lămpile de prin comună. Izbitor seamănă. Dar pe mine ce mă interesează? Mă interesează stă vilarul ăla. E cunoscut, e înregistrat, am văzut da, autorizația. Da, există. Am înțeles, dar are autorizație, că eu, dacă mă cam pricep în asta, are autorizație de prac. Nu ăla că m-a pus el stinghile alea pe acolo. Aici e problema. Ia să sunăm noi pe șeful de la poliție. Vreau să aduc poliția, vreau să aduc și criminalistica, vreau să-i aduc pe toți. Nu mi se pare. Deci ești administrator de comună, da. Dar nu știi ce se întâmplă pe aici. Păi da, păi ce... De ce vine domn primar? Unde? Unde e buldoi excavatorul? Îți spune unde este. Care este aici? Salut, buldoi sănătate, Geană sunt. Am o rugăminte, sunt la primăria, cum îi zice aici? Trivalea Moșteni. Cum? Trivalea Moșteni. Trivalea Moșteni. Am nevoie de un echipaj de poliție și cu o cameră pentru că avem un stăvilar care este construit așa, pe picior. Sunt aici și vă arăt să vedeți că nu este în regulă. Sunt aici. Dar să ia și luați și voi o cameră cu voi ca să o aveți, da? Bine, sănătate. Domnul primar, sănătate. Știu că vrea să mă vedeți. Nu. Așa mi-a zis mie cineva. Să fii sănătos. Am înțeles. Vreau să văd pe toată lumea. Domnul primar, sunteți un primar transparent? Da. Eu am fost, de exemplu, acolo unde e balta aia. Că balta rămâne baltă. Așa. Și am văzut, bine, am văzut o monitorizare video. Așa. Aia este a dumneavoastră sau a băiatului?
Balta, Balta. A băieților. A băieților, bun. A familiei. A familiei, bun. Acolo există un stăvilar. Da. Bun. Legal? Da. Cu autorizație până în 2027, da? Da. Dar e de prag? De ce? De prag. Nu e de prag. E... Așa scrie în acte. Eu spun că e tot ce trebuie. S-a dat șpagă? Eu întreb. Hai, domnule, dracu, să dai șpagă? Nu, la ce am, să dai șpagă? Nu, nu, s-a dat șpagă. La ce? Adică, dacă e de autorizație de prag. Cum de prag? Așa scrie în acte. Care? Autorizația lui până în 2027. Nu-i până în 2027 autorizația? Eu duc să știu. Vă spun eu că am documentul. Așa, și? Deci autorizația este până în 2027. Așa. Este autorizație de prag. Bun, și treaba are cu mine ca primar. Te întreb. Nu ține de oate, da? Nu. Dumneavoastră n-aveți, adică băiatul acolo are toate avizele, da? Tot normal. Tot. Da. Adică mă gândeam că nu e împrejmuit. Dar nu e de acum. E de mult, după timpul Ceaușescu. E de mult și autorizația lui e de acum. Nu-i de, e de mult. E de 2-3. Adică nu să spuneți că totul este legal. Da. Vă deranjează, de exemplu, dacă eu aduc mai multe instituții, să-mi spună și mie, să-mi drăznească instituțiile alea că e legal. Deci Buldo excavatorul. Buldo excavatorul. Așa. Spun oamenii că Buldo excavatorul este acum la un nene acasă, acum, la ora actuală, așa, care nu lucrează la primărie și care, așa, nu este în interesul primăriei și că la cetățeni fără și care cum. Iar e minciună, nu-i așa? Deci încoată, mm-hmm, nu e interesul primăriei, de ce nu e interesul primăriei? Am păi... avut de ce încoată? Mm-hmm. Am avut de umblat neapărat pentru limitarea eventual pagubei ce va fi în urma codului roșu. Și am săpat acolo și a rămas acolo. Ce va fi? Da, va da hârtie că sunteți cumva pe zone inundabile, adică aveți zone inundabile. Da, da, păi da, da, apa aia care-i stăvilarele alea, cu lemnele alea nu și cu... Nu aici, domnule, că n-are treaba aici. Am înțeles. E vorba de, dar e vorba, nu, de alte porțiuni care vine de acolo. Păi nu mă interesează ce am văzut acolo, așa, nu mi se pare normal. De ce? Nu, eu, din punctul meu de vedere, mie nu mi se pare normal. Deci, încă o dată, la fel ca asta, uh-huh, e și dincolo la Petrușan. Du-te să vezi că aceeași, toate pescăriile astea care sunt crescătorile astea sunt de la fel. Deci nu numai că ea primarului, adică... sunt mai multe. Dar cum se întâmplă în România? Să întâmplă România dumneavoastră, foarte bine, dumneavoastră, pentru că e legal. Nu erați, atenție, nu eram cu toți, eram săraci. Tot data ați venit bogați. De unde sunt eu bogat? Spune și mie, uimește-mă, ia. Domnule, n-am putut să-ți văd declarația de avere a dumitale. De ce? Nu pot să văd salariile aici. Păi nu sunt. Dar să intră pe site și vezi declarația de avere. Mata, respecti legile. Da. Ai fost revotat. Da. Ai șanse acum iară să-i tăvălești. Pe cine te vorbești? Pe cetățenul pe aici. Pe care te n-ai înțeles. Eu? Salariul, uite, de spune, exemplu, nu pot să-ți văd salariul aici, conform legii 153. De ce încă o dată? Pe cine te vorbit eu? Cetățenul pe aici, care te-a votat. Păi nu te-au votat. Păi și cu ea te vorbit. Ești votat. Ești votat. Și oamenii spun că aceleași lămpi, așa, sunt la fel ca acele lase. Și eu mi-am prea să seamănă. Nu seamănă. Și monitorizarea video. Nu sunt. Dosar de evaluare, toate astea. Ce vorbesc, domnule Motarizu? Mă, dumneavoastră știi ce înseamnă o cameră? Te-ai uitat la alta acolo ce camere sunt și aici ce sunt? Mă, nene, eu am camere din 92. Așa, și te-ai uitat la model. Și te-ai uitat la model. Am văzut, e altfel, e altfel, dar e mai scumpă a matale. Și e treaba dumitale? Nu, mai scumpă, da. Nu, ce e treaba mea? Cât? E 1000 de lei una de aia. Ai vreo 2000, vreo 2000. Da, și câte sunt? 6. Și sunt multe 6 camere la o pescărie de asta care e tot așa. A, că nu te deranjează cât te întreb. Eu dau exemplu, de exemplu, la primărie, dau pe 544. Multe, că am văzut că nu sunt ședințele alea publice, așa, procesele așa, verbale, așa, nu așa, sunt așa, actualizate. Așa. N-am nimic. A, domnule, când am fost la Olteni, dumneata nici nu mai erai pe aici. Când am trecut eu pe aici, nici nu mai erai pe aici când ai auzit că sunt acolo la Olteni. Aia care are de la Pirare curtea de conturi 63 de miliarde. Atenție, s-a câștigat acum iară. Deci încoate, ce treabă, deci încoate, domnule, de ce ai venit la mine, spune de ce ai venit la mine, ca să vorbim și vorbim, poți să faci ce s-a făcut în PNDL 1 și PNDL 2? PNDL 1. PNDL 1 n-am avut. N-ați avut. Dar de ce n-ați activat PNDL 1? Uite așa. Uite așa. Adică pe dumneavoastră vă votează lumea că zici, uite așa. Bine, aici e Casa Matale, dacă spui, uite așa. Domnule, lasă votul. De ce ai venit dumneata că nu ești cetățean al comunii ca să mă întrebi de ce ai venit? Spune, ai răbdare venit să vezi ce-ți face cetățean, că dacă ești bătaf, că te dai, că nu ești cetățean al comunii. Dacă ai ceva să spui, spune. Dacă ai ceva de spui, spune. Vreau să te întreb. PNDL 1, PNDL 2,
face o solicitare scrisă și dă tot ce trebuie. Uite, ia fii atent, uite, mă, dacă să fie, să fii mai înalt. Uite așa. Așa. Domnule, nu fă mișto cu mine. Mă, nene. De ce cu atât nu fă mișto cu mine? Știi care-i treaba? De ce cu atât nu fă mișto cu mine? Nu că fac mișto. Nu fă. Mă, ta faci mișto cu cetățenii. Cu ce? Lasă cetățenii, domnule, că dumneata lui ești cetățean. Câte fonduri? Dumneata ai venit pe bani aici, n-ai venit pe altceva. Aolo, ia ăsta. Ce credeai? Mă, ai venit la furat? De dragoste sau ce? Mă, ai venit la furat? E treaba dumitale? Ești corupt? Încoată. E treaba dumitale? Ești hoț? Nu, întreb. Deci nu e o stabilire cu asta. Care? Eu te-am întrebat, ești hoț? Cum să mă întrebi un om că e hoț, fără dovezi? Te întreb. Fără dovezi. Dom'le, ești hoț sau nu ești? Dar nu eu stabilesc asta. Legea stabilește, nu dumneata stabilește. Eu te-am întrebat, mă, dar știi să faci diferența între metru și ton? Tonă, metru și tonă. Ce metru? Mă, nene, nu te da așa vitească. Nu, 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 lasă-mă, mă, să spui. Budul excavatorul, da, este folosit în interesul pilelor matale, te întreb. Care pile de... Te întreb. Te-am întrebat dacă ai venit, te-am întrebat dacă ai venit la furat. Sau ți-ai șpagă, sau locuri de muncă. S-ați creat aici locuri de muncă la cetățeni? De către instituțiile, da. Creează primarul locuri de muncă? Primarul, viceprimarul și consilierii. Mediul privat generează locuri de muncă. Eu nu știu cum de păcălești pe oamenii ăștia să te revoteze. Citește în HG57/2019, aveți obligația să creați locuri de muncă. Cum? Fonduri europene, prin a aduce investitori. Dar n-ați adus investitori, pentru că gaze n-ați avut, acum am băgat. Am proiect de gaze. Acum, după 30 ceva, stai un pic, când s-o dat drumul, că încă momentan nu, încă nu. De 5 ani de aveți apă, canalizare aici? Da, ce, uite-l. Nu, nu, aveți canalizare aici? Păi, o să fie și canalizarea, cu ce vrei? Nu, 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 funcționează canalizarea? Da. Nu, omule, funcționează din 2019 legea. Da. Mi-au spus oamenii că omul e nervos. E nervos. Iată, a sunat polițistul. Ai văzut? Ai văzut filmul ăsta, Mangalița? Ei. Exact ca la Mangalița ești. Mata, ești exact ca primarul din Mangalița. Care e el? E un film, Mangalița. Antena 1 Producție, l-a făcut chestia asta. Da? Ce Mata, cum se... Mata, ești administrator, da? Hai să vezi ce să-ți dau și pentru Mata. Ești administrator, da? Și nu știi ce se întâmplă în comună. Adică aici este trai pe vătrai și să face tot ceea ce... Ce să face? Mă, nene, nu înțelegi că eu vreau, eu sunt am dreptul legal și constituțional, vreau să știu câți bani cheltui Mata cu primăria cu totul. Am dreptul. Ce dacă nu sunt aici? De ce, Mata, ți-ai pus graniță? Am nevoie de pașaport? Ce se întâmplă? Mata, ai impresia că am venit la averea Matale? Ai impresia că am venit? Băi, omule, nu înțelegi că o să vin aici și îți demonstrez cât de legal ești, Mata? Da. Eu-ți demonstrez. Ai pile cumva pe la poliție și pe la Consiliul Județean și la... Dar de ce te ridici așa, viteaz? Păi, da, pentru că... Omule, nu înțelegi. Care e injurii? Eu te vătaful. Care e injurii? Ce vătaful? De ține. O, nene. Ce vătaf? De ce? Deci vătaf. Da, ești un vătaf. Păi ce, care-i treaba? Mata, faci curling cu mine? Mă, nene. Da. Faci curling? Dacă mă vezi mai mic, sunt mai prost. Faci curling? Asta urmărește, stați niște. Nu, faci curling cu mine? Unde să mă duc? Deci cu atât. Să mă duc, dracu? Du-te, nene. Am zis, dracu? Hai, du-te, nene. E sluga lui, cumva? Poftim? E sluga lui? Deci, a cui va? Eu te-am întrebat, e sluga lui? Nu. Păi? Banii care ai venit aici, din coate, eu am treabă. Băi, omule, știi tu că am luat? Da, am vorbit cu dumneata, nu? Băi, omule, care e problema? Uite, așa arată un votaf, care omul e bogat, a devenit bogat. Da, unde ne resta pe bogat? Pază și intervenție, supraveghere, a venit, uite, a venit să-i dai banii. Fii atent, a venit să-i dai banii ăsta. Ce bani? Păi, uite, pază și supraveghere și intervenție pentru camere, monitorizare, tot. Păi și care-i treaba? De ce dar veni? Pentru ce? Pentru ce v-a spus monitorizarea video? Să vânați oameni sau bună seara? Câți inși au fost? Eu ce se închină creștinul? Lăsă-mi gata. Aia, cum faceți? Eu, pe cine am vânat eu? Se fac afacerile pe genunchi sau pe vârful pantofului aici? Deci încoate, hai să ne uităm la ce... Hai să ne uităm, da, da. Dragii mei, așa arată un primar, un vătaf, atenție, un vătaf care... el era înainte bogat, acum este mai bogat. Nu mai e pe numele lui, e pe numele copilașilor. Are baltă. Băi, omule, nu înțelegi că s-a modificat albia râului și este pe prag, autorizație de prag. Uite, vreau să-ți văd salariul. Vreau să știu ce salariu ai. Uite, unde e salariul aici? Că vreau să-l văd. E legea 153, pentru că ești vătat. Eu nu pot să văd nimic, nicio informație aici. Hai, du-te să-ți iei darul. Vin băieții să-ți plătească cumva. Spalie. Te rog frumos, ai nevoie... Că nu-s la tine acasă, tu n-ai înțeles că nu-s la tine acasă, eu nu vreau niciodată audiență la tine. Eu-ți trimit autoritățile statului. Nu la tine, la dumneata. Nu, nu, nu vreau. Nu, nu, că eu vreau dumneata. Te rog frumos. Ești obligat că ești plătit din banii noștri. Care ești... noștri? Ai dumneitare? Da. Ce trebuie să plătiți dumneata? Eu dau la stat, dau la statul român mii de euro. Oh! Iată. Iată, tată, bugetar. Iată, bugetar. Vezi, dacă șerezi pagă, să nu-i dai. Să nu-i dai șpagă. Iată, tată.
Vătafule, vătafule. Te rog frumos, nu se filmează aici, mă. Dacă vrei ceva legal... Și dacă vreau să filmezi, ce faci, mă, tu? Dacă eu vreau să filmez, ce faci tu? Nu cu tu. Mă, omule, eu vorbesc cu dubleta. Dacă eu filmez aici, ce o să-mi faci tu mie? Ce faci? Ce putere ai tu să-mi faci tu mie că eu filmez aici? Nimic. Filmează-ne. Nimic, mă. Bă, omule, nimic. Păi asta că e legea acolo. Măi, care e legea? Că noi suntem primar în Sidiște. Nu, nu, ești în slujba cetățeanului. Iată la el. Am înțeles. Domnul administrator, o să-ți dau pe 544. Doamnă, dați-mi și mie. Unde-i secretariatul? Da. Nu să simțiți, da? Spuneți-mi și mie adresa de e-mail. Primărie.2009.arunia.com. De ce îl dați pe un server american când călcați GDPR-ul? Adresa de e-mail este încălcat GDPR-ul. Pentru că aveți pagina de internet, administratorule. Da, vedeți că aveți pagina de internet, da? Cu găzduire pe server românesc, corect? Exact. Aveți și găzduire de e-mail, corect? Da. De ce nu folosiți pe ala? Adică ne spuneți, domnule, vedeți că aici sunt documente secrete, vedeți, dar voi dați la american, la cine găzduiește, dați datele cu caracter personal prin corespondență poștală. Aveți și pagina de Facebook? Nu. N-aveți pagină. Eu n-am nimic cu tine și atunci și nici cu dumneata. Dacă tu vii și iei apărarea și te bași că nu te-am întrebat nimic ca să te bași să iei apărarea și îmi zici că n-am dreptul să asta, citește HG57/2019 și am dreptul că sunt interesat să pun orice întrebare. Da. Și atenție, pentru gestul tău care l-ai făcut, o să pun autoritățile că tu, fiind în calitate de administrator, să-ți demonstrezi, atenție, că îți pun privați în cap. Agenții comerciali ți-i pun în cap și spun cu dedicație din partea ta. Pentru că tu ești administratorul comunii, da? Vrei să-ți arăți să vezi domeniul public ocupat în mod abuziv? Care? Păi, tu nu știi nimic, că stai acolo, ai venit să iei salariul, eu nici nu știu ce salariu ai tu, zi-mi ce salariu ai. Omule, vreau să-l văd aici, afișat. O să fie afișat. O să fie. Ați văzut chestia asta? Uite, uite, domnul, uite, n-ai chemat poliția? Păi ți-e frică? Păi ți-e frică? Păi, omule, ți-am chemat eu. Omule, nu înțelegi că ți-aș duc poliția acolo la stăvilară, îți aduc criminalistica, îți aduc toate autoritățile. Uite, asta e dovadă că voi sunteți ce stăpâni aici. Noi nu putem să bem apă. Cu ce bem apă? Unde-i pahar? Cu ce? Cu ce pahar? Păi voi trebuie să vezi pahar aici. Pentru voi, mă, o să văd câți bani cheltuiți. Nu, omule, ți-am arătat că oamenii ăștia îți bagi joc de ei. Cu numai ce? Pentru voi aveți pahare, aveți bucătărie, aveți de ce toate. Ce bucătărie? Arată și de o bucătărie. În România, primării cu bucătărie, era și când deschideam... Și de ce nu le spuneți, doamna, aici, de le puneți acolo? Doamne, puneți-le aici, doamne. Haide. Du-te. Ți-a venit, te frești pe mâini sau pe burtă? Fii atent că îți trimit multe instituții. Omule, îți trimit multe instituții, am văzut pe internet că nu văd informații de interes public. Ce ai de ascuns? Dacă erai un primar transparent, nu te purtai așa. Ia-o, ești la tine acasă aici. La tine acasă. Boierul, eu tot boierul. Ce-ai lucrat, mă, omule, înainte? Eu să-i întreb pe ăștia ce ai lucrat înainte. Ai fost savant. Ah, stai că am uitat. Mi-a spus că ai fost savant. Nu te uita așa cu ochi la trin și cu ei la mine. Deșteptule, ești deștept. Da. Bibliotecara unde găsesc pe doamna bibliotecară? Ta-da! E la bibliotecă? Păi aveți bibliotecă, în primul rând. Da, dar unde e doamna bibliotecară? Ai văzut? Întrebări de frână. Unde e boldu-i scavatorul comunei? Păi, unde e boldu-i scavatorul? Ce? V-ai spus la domnul primar? Nu, unde e acum boldu-i scavatorul? Îți spune unde este, în curtea unui cetățean care nu lucrează la primărie. Și mă duc cu poliția acum. Cum îl scos? Cum îl ieși? Tu nu ești subaltern, ăla nu-i subaltern, ăla cu bul de excavator, fiind administrat, nu-i subalternul tău? Ai în fișa busului? Nu. Dar cine l-are pe la care cu bul de excavator? Aveți angajat pentru bul de excavator? A fost un angajat. A fost. Da, și... Și unde? E aici, bul de excavator? Nu. Spune în curtea la un cetățean, omule, care cetățeanul nici nu lucrează la primărie. Și în curtea lui, crede-mă. Se pare normal? Din banii publici. Omule, din banii publici. Eu nu știu cum să spun. Deci, eu nu am venit la tine acasă. Eu nu am venit să te cert. Am venit să spun atâta. Vreau să văd, uite, legea 153, să văd salariile, e dreptul meu, da? Voi dacă spuneți că aveți dosare de evaluare de risc, uite, firmă de pază, contract, atenție, da? Vreau să... Păi dacă aveți voi dosare de evaluare de risc, ar trebui pe ăsta sau cine a făcut firma, cine a pus camerele, da?
să-l tragă la răspundere, omule, că este deficiență foarte mare. Și poliția va veni și va constata personal. Cum deficiență la așa? Păi, o să vezi. Ce, dacă mai vreți să vă învăț să vă faceți voi mentrele? Nu. N-aveți, mă, aveți multe nereguli care le-am văzut aici în comună. Iar cu oamenii că v-au votat, că a votat pe marele șef, sfidează oamenii, tată. Sfidează oamenii. Și să știi că dacă sunt... Cred că nu îi țin apărarea, să știți că e pe puțin primar care... Omule, care chiar, puțin primar? Păi n-aveți un trotuar. Omule, am văzut drumuri asfaltate și nu sunt rigole. N-a așa fost prevăzute fără rigole? Da, da. Păi străzile voastre! Nu e o rigolă, un șanț făcut! Așa au fost proiectele? Așa au fost. Vă dați seama că au proiectele? Venit și controle pentru asta. Da, ca la Olteni. Păi 63 de miliarde. Curtea de conturi deja gata. A demonstrat, a câștigat. Primăria a pierdut. Nu înțelegeți. Drumurile nu au rigole. Adică șanțurile alea nefăcute și putețele. Aici e problema. S-au furat bani sau ce? Așa erau proiectele? Dar tu știi că așa era proiectul, fără rigole? Păi dau seama că a fost investit. Nu, te întreb, tu ca administrator, da. Bănuiesc că ai luat în primire, da? Ai luat în primire, ai pe gestiune, da? E cu rigole sau fără rigole? Exact cum stă acum. Fără rigole. Nu. Au rigole sau nu au rigole? Păi, nu știu, eu n-am văzut nicio rigolă. Nu, tu ce știi, au drumurile rigole sau nu au rigole? Și au șanțuri făcute? Așa cum sunt. Unde sunt semnele de rutieră? Adică? Păi la străzi cu toate astea, când vine proiectul, vin și cu semne de circulație, de rutieră. Păi sunt. N-am văzut niciun semn, omule. Păi, omule, niciun semn n-am văzut pe capete, stopuri, cedează trecerea. Păi aici, ca strada mai lată, dar alte micuțe nu. Dar te mai întreb, ești administrator. Fii atent, o fentez exact ca la cotitură, ca la Pitești. Că îți dăm plăci. Șanțurile alea s-au fost făcute conform proiectului sau fără șanțuri? Deci drumul a fost făcut conform proiectului. Fără șanțuri? Exact cum stă acolo. Cum? Omule, s-a cheltuit bani să se construiască șanțuri sau nu? Uite mă, omule, uite, vă văd oamenii asta să vă vadă, să vă vadă contul tu, ca administrator. Nu știi, ori nu știi, ori ești, înseamnă, ți-a suflat în ureche Crișul de la Gălăteni. La Gălăteni? Da. Păi ăla nu e administrator ca și tine? Nu. Dar ce ăla? Nu știu cine, nu cunosc. Am înțeles, a zis că eu sunt ciuriburi, el ce? Stai un pic, tu de unde ești? Tătărăște. Deci nu ești din comuna asta? Nu. Păi și de ce îmi spuneai ce cauți în comuna asta? Tu ce cauți în comuna? A zis primarul? Păi, da, dar nu ești primar, că ce cauți în comuna asta? Păi tu ce cauți aici? Cum? Păi da, spune și lui omul ăsta. Înțelegi că e mai înalt decât mine, atenție. El fiind mai înalt decât mine, că a zis că era cât bine. Era, adică îmi vorbea, dacă vorbea mai tare, mă și scuipa. Nu, că... Păi omule, era pe trepte. Ați venit remontat pe niște chestii și de asta, dacă vorbeați... Omule, comuna, eu nu am nimic cu tine. Eu te-am întrebat dacă aveau șanțurile în proiect. Și tu îmi spui că nu știi. Ai făcut recepția. Cu fotografii, cu toate chestiile astea, da? Uite, vrei să-ți arăt la gaze, să vezi cum se lucrează la gaze, cum se bagă nisipul, cum se pune aia, să vezi când nisipul pune. Păi, ce să vezi? Da. Dar nu faci, acum nu sunt la gaze. E pentru apă? Da, apă. Mergi să vezi ce nisip pun și cum îl pun. Am văzut, eu cred că sunt ok, au și dijine șantier și... Nu, dar ai văzut un nisip, că pune nisip? Da, pus-o, dar nu există fără... Am înțeles, da. Păi trebuie seara să vezi cât nisip a pus. Uite, mergem să-ți are să vezi cum pune nisip. Măcar atât, adică dacă are diriginte de șantier, nu, dar are diriginte. L-a angajat primăria sau nu? Nu de la primăria. Dar cine? Firma care execută? Nu, a fost împreună la licitație, nu știu exact. Deci există un om neutru, da. Dirigente de șantier. Neutru. Și omul o să prezinte că peste tot este nisip, da? În toată România s-au făcut șmecherile la nisip. Și să ne fie rușine că suntem cu toții vinovați. Că și banii tăi sunt aduși. Așteptăm poliția să vină, dar probabil că poliția mai așteptăm de la Gălăteni. La Gălăteni, acolo a fost un accident. A venit omul de la domnul Vătav. Domnul Vătav, ia uite ce anunțuri ai venit aici. Ai venit la fural? La ce ai venit? Deci toți când îi întrebați... Ia. Folosesc mașinile, interes personal,
Nu mai există trotuar, deci există trotuar, da? Ei, pe unde circulă cetățeanul? Pe unde circulă cetățeanul? Gata, vă aștept, vă aștept, vă aștept. Bine, mulțumesc, mulțumesc. E, vătafule, potabilă, da, vă dați seama, de atâția ani de zile omul ăsta a fost șef și oamenii ăștia nici acum nu au asigurări, casco, RCA, pe asta interesează, reclama asta aici, să bagă nisip, stațiile pentru autobuz, asta arată bine pentru care locul tras într-o parte, dar nu arată că e stație. Câți bani? Cred că o fi fost și asta vreo 10.000 de lei. Nu este semnalizată, deci șantierul nu este semnalizat că se lucrează. Iară și aici tot așa nu se semnalizează. Așa lucrează firma asta. Bă, nu mă face, eu nu am nimic cu cetățenii, nu mă face să-ți demonstrez câte construcții ilegale sunt, iar voi vă legați de alți oameni cu construcțiile. Îngerii, ia fiți atenți la ei. Îngerii, îngerii. Vă dați seama, șoferul, toți șoferii de la ambulanțe sunt victime. Pentru că ei trebuie să care, uite, omul a venit să-și ia bănuțul. Atât interesează, da? Să-și ia banul. O comună care nu există trotuare, vă dați seama, dragii mei. Viața cetățenilor, a copilașilor puse în pericol. De către cine? De către oamenii ăștia care sunt vătați. Care mi-au spus, băi, ai grijă că ăsta e cam nervos. Are cutia de viteze un pic la mașina de la primărie, un pic cam cu deficiență. Da? Și stopii incendiilor, da? Dacă veniți pe drum acum să văd cum au dat foc. Să vedem foc. Stop. Deci ei vorbesc de poluare, că nu se polueze, dar ei poluează cel mai mult. Oamenii ăștia care ne conduc. Da, să-l vedem. Îl cheamă pe ăla acum cu bul de excavatorul. Hai să văd așa cum arată. Hai că ți-am chemat poliția, omule, ți-aduc eu toate instituția. Păi normal, dacă ai pile, te dai mare, că ești mare vătaf. Primar, vezi că să știi că se arestează și primar în funcție. Atenție, dacă se constată că ești... De ce folosești mașina în interes personal? Mașina primării, de ce o folosești în interes personal? Hm? Domnul primar, mașina asta, de ce o folosești de vineri până luni în interesul lumea tale? Aută-le! Domnul vătaf! Fugi! Fugi, că normal, că asta de-aia ești plătit. Să fugi! Da, da, eu! N-are el treabă! N-are el treabă, el! Ia-i dai lui, da-aia, ăsta-i dai lui! Ăsta-i dai lui! Ăsta-i! Asta-i mașina primăriei, da? Sau ea lui? Nu-i, e a lui, mașina lui. Așa, de dezvoltare, așa, Tellerman. Dragii mei, Tellermanul acesta... Am găsit oameni extraordinari în Tellerman. Am foarte mulți prieteni în Tellerman. Foarte mulți prieteni. Oameni extraordinari. Polițiști care i-am găsit extraordinari. Niciodată nu am acuzat și nu o să acuz niciodată poliția. Bine, omul a plecat, acum se duce după buldo, excavator, să-l aducă. Ia să-l vedem noi. Nene Buldo, excavatorul. Unde este? Deci, am sunat la poliție de atâta timp. Găleteni este foarte aproape. Mi-a zis că este pe drum. Și vreau să mergem la omul care are, care are bul de excavatorul la casă. E acum, le-am zis de bul de excavator și o să fugă cu bul de excavator, dar balta nu se mută. De aici trebuie să vină poliția, să bagă și risip. Oamenii lucrează ca lume, da?
e nisip cu piatră, luat după gârlă, după unde este, e nisip spălat asta. Asta e nisip spălat, atenție, da? E bun, uite, are pietre pe el. Deci vă dați seama, nisip cu piatră pune pe țeavă, da? Asta e nisip spălată, e exact pentru canalizări. Asta, da? Are cod, uite, are tot ce trebuie. Așteptăm, poliție. Eu tot, tată, mi-a fugit domnul Păduraru. Cum dracu să face că aia de la Olteni? Bine, ăsta e după la Olteni, după acolo, după Boroșteni, ceva pe acolo, primarul. Nu-i, nici primarul nu este de aici. Ăsta, administratorul, consiliere, nu, niciunul nu e de aici. Deci, absolut niciunul nu este de aici. Ce-a făcut băiatul primarului? A luat mașina primăriei, aia care a zis-o, care se cam duce pe la mare cu ea, spun oamenii. Și deci nu mai poți să intri la ei, au făcut un geam din ăla. Nu mai poți să intri în instituțiile statului. Stați afară, proștilor, dacă plouă. Cine sunt ăștia care e aici? Bună ziua! Cetățeanul mai are voie să intre aici sau e doar pe geam? Ce birou este aici? Asistență socială? Și asistența socială îi țineți numai afară? Păi văd că aveți un geam acolo. A fost cu pandemia, ia ziceți. Aici dumneavoastră vă ocupați cu persoane și cu persoane cu handicap? Da. Și pe legea 448 câte persoane aveți în total? În total. Persoane cu handicap mă interesează, nu cei pe coate. Persoane cu handicap pe legea 448. Cât sunt în total? 150, 30? 30, am înțeles. Nu vă ocupați și cu cei cu ajutorul social? Nu. Nu, am înțeles, iată, bine. Și ce-a făcut ăsta? A luat mașina primăriei, ce că fiusul, a luat mașina primăriei, a luat niște petarde și le-a aruncat în curte la dușmani, ghilimele. Pum, 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 prin curtele aia, vă dați seama, petarde. A dat pe petarde la oameni că nu le-a suflat, nu i-a suflat în muștuc. Mașină de pompieri. Cu ITP-ul, cu tot ce, și astea, toate utilajele astea, da? Toate sunt valabile. Uite, cu vidanje, cu remorcă, ăsta cu vidanje aduce și face, are etichete de vidanjare. Ia să vedem ce număr are Drăcovenia. Dacă e înscrisă sau matriculată. Nu e înscrisă, nu e matriculată, e și luată pe fonduri europene. Probabil că este înscrisă. Așa, altă mașină care e pe Butuci, scoase la casare. Cam toate. Deci sun la poliție, se așteaptă ca să ia buldescavatorul de acolo. Hai, m-ați luat buldescavatorul? Păi nu l-a luat. Haideți, veniți odată. Ca să nu-l mai găsim. Atenție, mă duc la el ca să nu-l mai găsim. Bun. În fine, asta e România. Are monitorizare video, nu este buldescavatorul aici. Deci mașina primăriei, oamenii spun că se plimbă copilașii, unul care este cu cadastru, face cadastru. Uite, pichet PSI, are o cazma, o lopată și nisip. Gata, stingătoare, n-am văzut. Sun la poliție, la Gălăteni. Deci, 5 minute. Nu. A trecut o jumătate de oră. Am vorbit cu șeful de post. Ofițer? Nu, subofițer. Iostea. E exact ca poliția locală. Bine, vătaful s-a dus în colo, la bă, cu bol de escavator. Ia-l, mă, tată, hai, ia-l, hai. Salut, auzi? Ia zi-mi și mie. Cât e metru cub de apă? La apa potabilă, când vezi, cât costă metru cub? Nu i-am întrebat, că eu bagă numai pe aia. Dar bagă numai pe aia, pe ce? Pe voi, frumos? Numai pe șosea, bagă pe uliți. La comună, la oameni, nu? Uh-huh. Păi, omule, de ce i-ați votat iară pe ăștia? Eu? Cu toată lumea, uite, eu stai votat, e al patrulea mandat. Domnul Păduraru, era pădurar? Nu mai vreau să cum. S-a supărat că nu l-ai votat? Da. Ai avut curajul să-i spui că nu-l votezi? Da. Dacă ai curajos ești. Da, bune, de ce? Dar de ce nu, să nu-l votezi? Adică, uite, îți bagă apă, gaze aici, trotuare, uite, copilul ăla micuțul merge pe și, trotuar. Și dumneavoastră, de ce te-ai vaiți? Cum? De ce te-ai vaiți acum? Eu vreau să-l votați mereu.
Ăsta e un om corect. Mașina primăriei... Ce-a făcut să zvonul ăsta? E adevărat? Buldoi scavatorul, că e la un nene în curte? Mm-hmm. Acolo este. Și a dat și cu petarde în curte la oameni? A dat și oamenii afară. Și după buldoi, și după tractor. De ce? Că nu i-a cântat în strână. Da. Dar pescăria balta aia acolo, a cui este? Nu e al lui primar, e al lui băiat. Și stă vilarul ăla acolo, ce cu el, a oprit cursul ăla de apă? E autorizat, are autorizație până în 2027, dar este de fund. Uite, nu este primarul. A? Nu e el. El era? Nu era. Nu, că l-am filmat aici, era cu mașina aici, a băgat. Mașina asta el o folosește acasă, mereu, se duce cu ea acasă? Da, și aia lantă de acolo, tot așa. La primărie. Și ce, aia cine mai e? Viceprimarul? Sau cine? Da. Dar e vreunul din comuna asta care e la primăria asta? E din comună ei? Sunt din comună? Nu. Nu e niciun din comună. Nu, Schela, Brădășan. Deci stați un pic, voi n-ați avut oameni capabili aici să a candidat cineva împotriva lui? Am înțeles. Dar are mai fost la vot? A fost și nu a fost și acum mai vorbesc cu mine. Că nu, dar de unde știe el că nu l-ai votat? Ai spus că nu-l votez. Am înțeles. Așa de la ajutorul social când a făcut ca el, i-a dat afară. Deci vă dați seama? Sunt la poliție, la Gălăteni. Iar și acolo sunt utilaje, tractoare, înscrise, neînscrise, nematriculate, fără ITP, fără nimic. Foarte greu, foarte greu. De ce? Pentru că omul are o strânsă legătură. Băiatul lui face topografie cu toate, cam toate primăriile. Probabil că face legal, dar numai el le face peste tot. Tot ce înseamnă curs și toate chestiile astea. Administrator. Ia să vedem, să întrebăm pe administrator. Stai să sun iar la poliție să vedem dacă omul glumește cu mine. Deci, sun pe șeful de post. Șeful de post. Suntem pe drum. Unde a venit? Ah, uite, a venit. Păi stai, dacă tot ați venit, să vă dăm și NEDAC. Vrem să bage și NEDAC, băieții. Salut, tinere. Ai edacul la tine, da? Da. Așa. Hai să mergem, că avem un buldoi excavator al comunei la un cetățean, da, care este în curte. A, mulțumesc frumos, domnul șef de post de la Gălăteni. Mi-a venit colegii dumatale. E gata. Au venit. Sunteți da. Înregistrat, da? Bine, să treci, mersi, să treci. Șeful de la voi de acolo. Da. Da, tineri, mă bucur că, uite, sunteți profesioniști. E un act de identitate, vă rog? Pentru ce să mai dau să... A, nu am fost atent. N-ar nimica. Așa. Ce se întâmplă? Avem un buldoi excavator care este folosit în mod haotic. Acum vreau să mergem să vedem că de-aia s-a întârziat mult și probabil că buldoi excavatorul să plece. Haotic. Adică nu este folosit în scopul care a fost dat de către statul român. Nu este așa. Decât folosit fără foile de parcurs, probabil că și le fac ei, în așa fel încât consumul acelui buldoi excavator al motorinei și omul calificat. Adică nu există om calificat, dar buldoi excavatorul acum, la ora actuală, se află în curte la cineva. Și următoarea, cea mai gravă problemă, este vorba despre un stăvilar, modificarea cursului de apă, pentru că și peștele, dacă trebuie să-i lași curs de apă natural, că dacă te duci să faci pe... să mergem să vă arăt să vedeți ce este acolo. Ei au autorizație până în 2027, da. Dar o are cu plafon de jos, deci nu are autorizația cum este acolo la ora actuală. Și vreau să mergeți să constatați personal... să filmați cu camera ca eu să fac adresă către AMPA, către Apele Române, da, către toate instituțiile statului, pentru că nu mi se pare normal ceea ce a făcut acolo. Și apoi să fac plângerea, să-l verificați dacă are și dosar de evaluare de risc, pentru că este o societate comercială acolo, adică o crescătorie, o pescărie, da, unde nu este împrejmuită, dar nefiind împrejmuită, au monitorizare video și mai mult cred că... Păi, ăsta e primar. Ăsta e primarul care se plimbă cu mașina aia. Haideți, el acum vine de la ăla, cu buldoi excavatorul. Haideți să mergem acolo să vă arăt, mergem, să vedeți că la locația respectivă nu o să mai găsim buldoi excavatorul. Și apoi să mergem să vă arăt acel stăvilar, da,
unde nu are cum să fie pus cu lemne, nu există așa ceva să oprești apa, pentru că este și risc de inundație, deja apa s-a umflat, da, și intră în pădure. O să vedeți dezastrul ecologic, este un dezastru ecologic. Gata, e regulă, mulțumesc frumos. Tineri polițiști ar trebui să se apere mai mult, ei sunt doi într-adevăr, au respectat procedurile, dar aici este omul se plimbă, vătaful, pădurarul, care a fost învățat cu caprele și cu ieduții. Și, dar nu-i de aici. Mergem să vedem, am anunțat poliția, mergem să vedem acel buldoescavator. El a avut timp primarul să se ducă, să-i spună lui ăla, pleacă cu buldoescavatorul de aici. Deci, buldoescavatorul, toată lumea știe că e la om în curte. Și că este folosit de oricine, nu are nicio treabă. Comuna care nu există un trotuar, atenție, apa nu se bagă pentru cetățeni, se bagă doar pentru apă stradală. Om bogat, om sărac. Deci, vă dați seama la ce distanță mergem, unde se află buldoescavatorul. Deci primarul a plecat cu mașinuța și s-a dus și a zis omului, bă nene, ia-ți buldoescavatorul de aici, pentru că ăsta vine cu poliția. Și stăvilarul respectiv, autorizația este dată pentru o anumită locație. Nu să pui tu stăvilare din lemn cu metal și să oprești apa făcând un fel de baraj. Păi unde se duce peștele? Nu mai dai cursivitate vieții, deci nu mai există natura. Păi tu ai luat tot. De ce? Pentru că ei au pescării. Nu știm cum se numește agentul economic. Nu știm absolut nimic. Asta este România. Da? Deparați, deparazitați acești oameni care nu există să fie primari și toți care sunt, da, răspunde. Auzi? Da. Al cui buldoescavatorul ăsta? Al primarului, al primăriei. Al primarului? Păi sună-l pe Nanicu ăsta, vină cu acea. Dragii mei, vă prezint așa, o sculă a primăriei în interesul personal la un nene în curte. Atenție, nu lucrează la primărie, mi s-a spart o bere. Eu cam beau. Mi s-a spart o bere aici la... Nu mă împic. Deci prin legislație, dumneavoastră, prin legea 218, constatați personal. Este un buldoescavator care ei îl folosesc de ani de zile. Nu sunt angajații primăriei. Și primarul, el nu e acasă și de-aia a venit primarul. A fost primarul pe aici, tinere? Când a fost primarul? Acum, la cât te-a plecat primarul de aici? N-a fost, da. Uite, e buldoescavatorul primăriei. Uite, unde se află. Auzi? Dai că tu merge cu el? Păi și cine intră mă cu el în curte aici? Domnul, să ne aduce și una de identitate. Păi el are permisul la mașină. Pentru ce să vă dau? Nu vă spun să vă întrebați. Ce treabă am? Vine imediat păi, și vorbesc cu el. Ce trebuie aceasta, doamnă? Ați văzut și dumneavoastră că aici se află. De-aia o să luăm și... Dă umblat unde să umble cu el, că n-are nici. Păi nu, unde a umblat cu el? Ce tu pe oare, doamna? Doamna, ăla nu e utilajul dumitale. Așa, și de ce ne? Am venit la dumneata eu și la... Eu am venit după utilaj. Să vină primarul. De ce primarul? Păi de ce l-ai dat dumneata? Primarul l-a dat. Nu i-a dat primarul, spune că nu e adevărat, am vorbit cu el. Da? Haide. Dar ce primarul e stăpân aici? Să vină și el să... Să vină primarul. Sunați-l, fraților, ce? Ce numărul? 56. Toată lumea, buldoescavatorul este ilegal, îl folosiți în mod ilegal. Soțul dumitale lucrează la primărie? Nu.
Păi și ce caută omul ăsta de conduce? Punul primăriei îl folosesc acești oameni. A, sper că aveți autorizație la ceea ce faceți voi. Haideți că vedem cum facem așa. Nu vrem. Mergem la Săvilar, da? Bun. Mă, primare, și cu toată gașca ta, dacă ai și dosar de evaluare de risc și cum ce seamănă lămpile alea și căcamele... Pentru a venit cu poliția aici, mulțumim poliției române, tineri, șofer maestru, ai văzut cum ai venit? Deci, exact ca în filmul Castellani. Balta rămâne baltă și acolo și aici. Deci, dumneavoastră vedeți că aici undeva nu se vede că ar fi împrejmuit și că ar fi un agent economic care îți desfășoară activitate pisciculă. De la proprietatea lui, limita de proprietate, nu știm care este limita, că nu este, da? Vedem un râu. Ce se întâmplă? Omul are autorizație dată doar de prag. Ce înseamnă de prag? Pragul avem jos, el se vede că o să filmați pe partea cealaltă, a pus lemne, a blocat niciun pește, nicio vietate, nu mai poate să se ducă pe râu. Pentru că el colectează apa în acest canal și se duce la el. Ia uitați-vă, s-au început să se usuce pomii din cauza apei, pentru că ăștia nu sunt pomi de apă. Și toată apa asta se va duce în pădure, inundație. Săvilarul ăsta nu are cum să fie autorizat, iar dacă l-a dat autorizație, AMPA, Apele Române, Garda de Mediu, Primăria cu OATU, înseamnă că suntem o țară pierdută. El are autorizație până în 2027, am documentul, dar până la prag. Adică, până acolo, sunt niște săvilare cu scânduri. Dacă un om aici, dacă s-aruncă în apă sau un copil să neacă, ce crezi? Da, dar cum mai sare peștele? Sare gardul? Adică ecosistemul. Cine i-a dat lui autorizația? Scânduri. El a obstrucționat. Acum apa doar cei pe sus, dar s-a umflat și el a spus că este zonă inundabilă. Cine este proprietar aici? Unul dintre copilașii lui domnul vânătorul, domnul Păduraru, care nu este de localitate, că au ajuns oameni bogați, probabil ăla cu topografia. Că unul cică este bun și unul cică este, nu e bun. Adică unul e cu ocupație, unul fără ocupație. Ca mine. Fără ocupație. Dar plătim impozite la ANAF 10.000 de euro. Și eu am, dragii mei, eu am SPV-ul. Taxele și impozitele plătesc prin SPV. Nu mă duc cu bani, dar grabea a demonstrat că se duce cu porcoiul de bani. Deci, ia uita și aici. Și a spart și acolo. Deci a spart și în partea cealaltă și mai avem un canal acolo. Deci, atât doar. În rest, am încredere în poliția română. Mai ales în tine, tinere. Mi-am notat tot. Nu, n-ai înțeles. Mai ales în tine, că te... Ai de capul meu. De când ați apărut voi cu o linie și cu două și trei, i-a făcut praf o hoț. Fug foții de voi ca dracu de tămâie. Felicitări tinerilor. Omul, primarul, că nu-i de aici, pădurar, a fost o pădurar, băieții lui, flăcăii mei, ei sunt și cu proprietar la apă curgătoare. I-a dat autorizație, dar este autorizație doar de prag. Adică, acolo de prag, orice vietate, că-i șarpe, că-i pește, că-i asta, poate. Aici, momentan, am văzut un pește. Avea un ochi așa de mare, a vrut să sară gardă și a spus că nu poate să nu spargă capul în betoare. Îți dai seama? Și aici, dacă vrei să faci pentru mine, ar fi fost indicat. Vara să vin să fac, băi, să mă relaxez, că apa e adâncă. E adâncă. Are, să știți că suntem monitorizați cu cameră domn. Ia uitați-o, cameră domn, ne supraveghează. Și să vă mai arăt și unde a mai făcut. Aici. Deci, dragii mei, ia uitați-o cât de mare este apa, auto. El a devenit ca un condensator, ca un fel de baraj. Apele Române, Garda de Mediu și AMPA,
Cum ați dat voi autorizația acestui om să pună stâlpii ăștia, să pună digurile astea, pentru că am mai filmat acum 3 săptămâni această poveste, l-a pus să demoleze. Că zicea, am toate autorizațiile. Ați constatat personal, da? Să filmați în detaliu și dumneavoastră cu camera de jos. Nu, n-ați coborât jos, să vedeți cum se vede pragul. Nu, să se vadă lemnul din partea stăvilarului, că este un stăvilar. El o să zică, nu, domnule, ăsta era pragul. Ia uitați. Da, deci, ăsta e pragul, da? El autorizația dată până la prag. Ce este în sus, vrem să știm cât de legal este. Eu am document oficial. Dacă vreți, vă dau pe număr și vă trimit document oficial. El nu figurează cu așa ceva. Nu-i dă nimeni, pentru că dacă e apă dulce, crezi că ar fi poate și o fâță din aia de pește? Sau vreo broască? Sau vreun păianjen de apă? Sau șarpe de apă? Cum sare ăsta pe aici? Dar dacă te duci la pescuit și poți să pescuiești aici, ai voie? Când e prohibiție, așa n-ai voie. El poate. Că e să duce apa la bălțile vori. Și mai nou, lămpile alea vreau, ce mai reclam eu, să se verifice. Lămpile alea care sunt, da, seamănă izbitor cu cele care sunt montate prin comună. Să se verifice dacă are dosar de evaluare la firmă, la primărie și utilajul. Eu o să trimit și la IPJ. Cum? Societatea. Păi domn să știu. Nu știm. Nici în față, prin față nu se știe cum se numește societatea. E necunoscută, non-name. Atenție, poliția este o forță în România. Aveți o putere extraordinară. Și când se aprinde iluminatul public, se aprinde și becul ăsta, eu nu cred. Spun oamenii, eu nu cred. Uite, el ne supraveghează acum. A întors camera spre noi. E cu transmisie wireless. Cum ai ajuns, bă, tu să fii bogat, așa de bogat? Cum se întâmplă că în România asta, când te duci peste tot, magazinul al cu ea, lui domn primar? Toată lumea știe că e al lui primar. Dar bine, el s-a scos când declarație de avere, etc. Și că copilașii mei, au muncit copilașii lui, la domnul vânătorul, că el a fost domnul pădurar. Și el vorbea cu caprele pe aici, cu oile, cu căprioarele, și să vă arăt, haide să vă arăt și unde a spart. A spart și aici. Deci a distrus toată albia răului. El poate să intervină. Poate să intervină peste tot. Uite. El a făcut și aici. Și toată partea asta. Uite, modificări. Uite ce s-a întâmplat. Dacă el a blocat apa, au început copacii să se usuce. Constați că s-au uscat. Ia uite, s-au usucă toți. Pentru că apa, dacă vine mare, inundații se duce încolo. Deci nu-și mai dă cursul apei. Și uite, condensator de apă. Pe ce aici? Aici este hidrocentrală. Deci se adună o cantitate mare de apă. La cea mai mică inundație, stăvilarul poate să fie exact ca în filmul Un surâs în primăvară. Mulțumim frumos, poliția române. Vă mulțumesc vouă, tinerilor. Nu atât. Haideți să facem un proces. Da. Exact. Am mai văzut vreodată așa ceva. Cât de greu să ajunge prin spate, pentru că nu avem altă șansă. Facem aici procesul, mergem până de mult în loc. Nu, aici, pentru că eu de aici plec, mă duc ca vântul și ca gândul. Domnule primar Viteazu Pădurar, eu înțeleg că mata vorbești cu caprele, cu oile și cu elefanții. Nu avem niciun găpăr. La el peste tot, da, s-a modificat relieful. A ajuns, de exemplu, președintele Consiliului sau nu știu ce mare om a închiriat de la primărie peste 40 de hectare în concesiune. Cum dracu să face că toți ăștia, numai ei sunt la butoane? Devin bogați. Îți mai dau o dată cartea de identitate? Nu, uai, în regulă. Primarul, oamenii mi-au spus că folosește mașina personală a primăriei, adică nu a lui. Atenție, folosește mașina până și la mare. Ca toți primarii, cum vă scoateți voi? Noi românii suntem
obligați prin taxe și impozite. Eu sunt indignat că plătesc taxe și impozite mii de euro. Băi, încetați cu prostiile. Baia Mare, primăria, poliția locală din Baia Mare, aveți mă răbdare să vedeți ce vă dau eu pe mâna lege, ce ați trecut voi. Da? Deci de când vă interesează pe voi viața mea personală, când voi, polițistul local, v-am demonstrat că l-a amendat poliția română. I-a dat o lecție poliția română, de nu s-a văzut. De ce? Pentru că a zis el că-i deștept. Și voi, cine ați făcut voi ăștia care vă știți bincinoșilor, ați făcut aia întâmpinarea, v-ați legat cu totul diferit. V-am demonstrat că sunteți părtași toate instituțiile de poluare a mediului în Baia Mare și acum demonstrez și aici că și aici este o modificare a cursului de apă. I s-a dat o autorizație doar de prag. Haideți să încercăm să citim ce înseamnă respectiva autorizație. Dacă am autorizație, acum putem să spunem și firma cum se numește. Ia uite, staff. Gospodărirea apelor, atât doar. Amenajarea piscicolă până în 31.08.2027 și am văzut un cuvânt aici. Din râul Teleorman, este râul Teleorman, atenție. Printr-un capăr unei bazin betonat care comunică cu canalele de dirijat în bazinele piscicole. Bazinele piscicole, ia o stată. Apa este captată și prin pompare cu ajutorul unei pompe. Oare? Există documentația pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor prin este faptul că sursa de suprafață provine din râul Teleorman, iar captarea apei tot care reiese faptul că sursa de suprafață fiind construit un stăvilar prag de fund. Gata! L-am găsit găsit. Deci în autorizație spune clar prag de fund. Cum se numește firma? Și apoi să vedem ștepsele, da? Și are autorizația valabilă până în data de 31.08.2027, dar o are cu... deci nu e cum mă spune, este stăvilar prag de fund. E clar? Deci autorizația este pe prag de fund. Fiind construit un stăvilar, da? Prag de fund. Ia să vedem noi și ce autorizație i-a dată. Zice așa, administrația bazinală de ape Argeș, Vedea. Cu numărul. Vă zic și numărul autorizației. Am și pe aia. Da? În luna 8-a. Deci, acum și-a luat autorizația pentru că el a mai fost reclamat. Până acum a fost ilegal. Cum a fost omul ăsta? Deci și-a luat autorizația în 27-a 8-a 2024. Deci el cum a funcționat? Domnul Păduraru, ești ca ăla de la Olteni care folosea mașina primăriei. Dragii mei, folosea mașina primăriei Păduraru, da? Pentru că primărița nu are permis. Asta care că cumpăra aragaze, nu știu cum, Curtea de Conturi. Atenție, instanța de judecată, Curtea de Conturi s-a judecat cu primăria Olteni, unde e primărița care mă ținea de mână și să legăna cu mine cu camera prin școală. Dădea comenzi din astea, prin transportatori din ăștia de curierat. Ce vrei? Un aragaz, ce vrei? O mașină de spălat. Gata, dădea comandă, ți-a ducea acasă. 63 de miliarde, dragii mei, Curtea de Conturi a găsit și a câștigat Curtea de Conturi bănuții. Și cine pune banul?
aici ai problema, trebuie arestată de mult. Pentru că curtea de conturi a și spus, domnule, nu te supăra, deficiență la achiziții, dragii mei. Iar aici vedem la nenea Alinuț, pentru că salariile nu le vedem, buldoexcavatorul este folosit după bunul plac, pentru că foile de parcurs trebuie trecute cu consumul buldoexcavatorului, pentru ce a fost achiziționat prin PNDR1, PNDL2, prin fonduri europene. Acel buldoexcavator trebuie să stea în curtea primăriei, unde există monitorizare video și nu știm să verifice și poliția, că o să dau la IPJ, dacă au dosar de evaluare de risc la poliția, la primărie. Adică ei nu știu nimic ceea ce se întâmplă. Nu știu ce se întâmplă acolo referitor la situația utilajelor. Să verifice inclusiv vidanja primăriei, care este dată tot prin fonduri europene, n-am văzut-o că e înscrisă, matriculată, asigurată și ITP, dacă a avut vreodată vreun tichet de vitanjară și la prima stație de depurare, care nu există. Nu există așa ceva. Nu există canalizare. Legea spune și prevede că în anul 2019 trebuie să cam ai canalizare. Dacă n-ai canalizare și un cetățean este amendat de câte zgarda asta de mediu, care v-am spus că este inutilă în România și o spun cu mâna pe pipota de la căprioara lui domnul Pădurearu, că orice cetățean care își ia amendă de la zgarda de mediu pentru că nu are fosă, nu are dracu, nu are late, trebuie să-mi asigur tată și dă-i amendă să o plătească cel care nu și-a îndeplinit funcția conform fișei postului, adică viceprimarul, pentru că primarul se spală pe mâini. Ăsta care e primar aici, administratorul care e administrator la comuna respectivă și o parte dintre angajați și parte de consilieri nu locuiesc aici. Nea primarul Pădurearu e cu bot-în-bot cu Pădurearul ăla care era de la Olteni, deci Broșteni. Balta are baltă plină cu braște. Lați-mi braștele înapoi, tovară, așa, profesoară. Cred că ăsta era fisul trecut într-un film cinematografic. Aici avem exact, putem să-i catalogăm ca în filmul La Serbinți și mai există un film Mangalița. Acolo se încadrează foarte bine acest primar. Actorul a murit, un om extraordinar, și-a jucat rolul perfect de primar. Îl cataloghez că acest primar seamănă cu personajul din Mangalița. Adică dacă se întâmplă un accident și îl dai primarului, din ala, el face un spectacol. Dacă îi dai o inundație, face pișiculă. Uite, orice inundație, ăsta cred că se încadrează. Da. Orice întrebare vă stau la dispoziție și vă spun ce reclam. Nu e nicio problemă. Dragii mei, tineri, ia uitați. Bazați-vă pe ei, săracii nici nu știu când să scoată pistolul. Că dacă îl aleargă pe dărbedeu, bine, cu mașina asta obosită, cu o herghelie micuță, aia de la protecția animalelor, de la poliția animalelor, când sună un cocoș, nu, o găină că e violată de un cocoș, vine cu mașina aia până la ora 16:40, apoi rup ușile și sunt acasă și o întrece pe asta. Și dacă îl aleargă pe un dărbedeu și nu oprește și vrea să tragă cu pistolul, să gândește, mă, dacă trag cu pistolul, ce o să-mi facă șeful? Că dacă trage cu pistolul și ricoșează glonțiul din roată sub pardoseala mărțoagei, și îl împușcă pe alea, zice, ce-ai făcut, nenorocitul, ai scos pistolul. Păi știi că șeful, bă, de ce ai scos pistolul? Ei, dacă nu scoateți pistolul, zice, bă, nenorocitul, de ce l-ai scos pistolul? Ei nu mai știu ce să facă, săraci. Zice că patrulă cu un singur polițist. Asta am văzut astăzi, la accident, când s-a dat unul de-a berbeleacu, s-a făcut bl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 
un singur echipaj. Deci, că mai întrebam pe alți polițiști, ce sunteți voi? Patrulă, da. Căutați cuvântul patrulă să vedeți că înseamnă patru. E diulă. Sau căutați cuvântul în dicționar, politia. Deci, dragii mei, ce se întâmplă? Dacă noi cetățenii sunăm la 112, odată, atenție, în OG 30, OG 34, parcă 34 apel nejustificat? 34/2. Așa, deci dacă sunați la apelul 112, pentru că 112 nu este al Poliției Române, este al STS-ului. Ei l-au pus pe mașini că vor banii voștri. Deci, eu am sunat, de exemplu, la poliție să anunț un caz de poluare și incendiere. Există și în Constituție, există și în lege, s-a dat și OG 38, dacă incendiezi, dacă faci îngrop gunoiul, astea, dosare penale.
E, a sunat un polițist local la poliția română. Vă dați seama, atât de priceput era ăsta, încât a sunat prin 112. A venit poliția română și ce credeți că prin OG34? I-a dat avertisment. Noi cetățenilor ne dau cu bani, 1000 de lei pentru, zice așa, apel nejustificat în mod repetat. Așa spune în OG34. Deci ei ne spune, că domnule, dacă aveți orice problemă, sunați la 112. Și dacă sun, polițistul zice, da, nenorocitule, nu era de urgență, ai sunat la 112, amendă și îți dă cu bani. Polițiștilor, gândiți-vă când voi dați amenzi, înrăiți oamenii și să vă gândiți că de ce la alții care sunt la butoane, dați avertisment. Și nu este corect din partea voastră. Dacă voi credeți că se stopează înjurăturile prin rețelele de socializare și sunteți catalogați, când spui, doamne, polițiști români, da, Garcea, Dorel și toate astea, Mangalița care vedeți păsică, din cauza voastră vă faceți vinovați pentru că voi nu aplicați legea decât pe vârful pantofilor. O parte dintre polițiști, am foarte mulți polițiști, ofițeri, care mi-au și spus și repet, bă, mi-este rușine, deci un mare comisar, un șef de poliție, mi-a spus, bă, mi-este rușine să spun că am fost șef de poliție și am ieșit la pensie. Am făcut un reportaj cu el, omul plângea, un om care a scris cărți, un om care tot ceea ce ține de criminalistică. Deci el a trecut prin toate etapele astea, prin SICE, prin UTAI, prin DOS, prin BCI, s-a cam dus peste tot și a ajuns comandant de poliție. Și a spus că mi-este rușine, spunea omul cu tărie, că mi-este rușine să spun că am fost polițist, ofițer, comandant de poliție, mare comandant. Și a spus, atâtea cazuri de criminalistică, atâția hoți criminali am găsit acum în ziua de astăzi, copiii aceștia, tineri, da, ce reclam eu? Ai scris în mare parte, da? Dă-mi să semnez. Să citiți prima dată sau citesc eu? Nu, nu, dăm să da, dă-mi bă, că eu știu, eu citesc vizual. Da, aici începe. Da, 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 da. Da. Și pe partea cealaltă să-i dai un zec. Da? Nu e nicio problemă. Ce se întâmplă? Eu nu duc o luptă cu poliția română. Sunt supărat. Burlacule, ești lider de sindicat. Apără-i. Da? Uite, uite, vezi, da? Apără-i, da? Ai spus că ai fost coleg cu mine, ai spus că vei sta de vorbă cu mine separat. Dar chiar vreau să văd cum aperi polițiștii. Iar polițiștilor, nu vă mai supuneți șefilor. Când șefii vă cheamă la voi în birou sau la ei în birou, dați, aveți două telefoane, dați telefonul pe mod avion, înregistrați-l și folosiți. Mulțumesc frumos, dragilor. Mă bucur că v-am cunoscut. Sunteți mândri că sunteți polițiști? Mândri? Da. Foarte mândri. Bravo, bravo, bravo. Tot înainte, numai bine. Noi ne descurcăm? Ieșim, da. Mai greu. V-ați descurcat și voi. Ați văzut cum e. Am urcat, am coborât. Toate cele bune. Poliția română este alături de cetățean. Numai bine, băieți. Este alături de cetățean. Mașina este, nu este pe măsură, dar e americanul. Pentru că cel mai prost polițist din lume este polițistul american. Să nu-i credeți că polițiștii americani sunt deștepți. Nu. Ei nu au echipamente, nu au mașină și își fac treaba. Acolo, cum se poate. Nu prea. Adică, de ce? Pentru că nu au cu ce. Dar cum să vină omul acesta cu o mașină prin zona respectivă? Salut! Foarte greu, dar curajos băieții tineri, da? Nenea ăsta cu căprioarele. O să dai de brațul legii. Da? Ia uite cum se duce, uite, mărțoaga poliției române. Bine, este o herghelie micuță de capre, ies elefanți, popor creștin, popor ingrat. Legea este făcută pe vârful pantofului, pescărie, toți au devenit bogați din start în România, toți primarii sunt bogați. Cum dracu să face că toată lumea îi proastă, neamuri, că ăsta e verișoara, cum natul meu, nașul, tot în primărie, aveți grijă, vezi că nu prea vii la muncă, zicea la copilul, da, nărușinaților, derbedeilor. Mârlanilor, ce vreți voi sunteți, da? A, uite, am găsit pe unul care e administrator, nu știa nimic. De ce? Pentru că nu-i din comună. Hai, toate cele bune, popor creștin, popor ingrat.